Peste 20 de preșcolari de la grădinița cu program normal din Corn și elevi de la Liceul Tehnologic Iorgu Vnavliteanu din orașul Liteni au participat la atelierele lui Dovlecel ce au avut loc în biblioteca liceului din localitate. Atelierul Dovlecel este o activitate de voluntariat împreună cu grădința de la Corn, împreună cu colega mea. Deja atelierul Dovlecel este al doua ediție. Am început cu atelierul Moș Crăciun în 2014 sau 2013, nu mai știu sigur, prin inițiativa tot așa copiilor. Se apropia Crăciunul, știi cum e cel la Liten, toată lumea e tristă, toată lumea nu vrea să facă nimic și am zis hai să facem atelierul Moș Crăciun. Și am început cu donații de la copii, cu donații de la noi și am făcut atelier și se desfășoară așa, cum vedeți. Scopul activității de astăzi este dezvoltarea limbajului, dezvoltarea emoțională. Activitățile coordonate de profesoara Alexandra Nicolae sunt realizate cu sprijinul elevilor voluntari din liceu. Eu mă ocup cu copiii la atelierul de creație și în același timp ajut copiii să se joace și să cânte diferite cântece. Un fel de coordonator de joculețe? Da. Ce te-a atras la acest atelier? De ce te-ai implicat? Fericirea copiilor. După atelier toată lumea e zâmbăreață, toată lumea îmbrățișări, toată lumea mai vrea să mai vină a doua oară. Pur și simplu când îi vezi zâmbind, îți vine să zâmbești și tu. Înțeleg că o să mai faci asta pe viitor? Desigur, de fiecare dată, oricând. Și după când o să ajung la facultate, am să vin aici și am să dau tot ce e mai bun pentru copii. La fel de încântați au fost și părinții preșcolarilor care au participat la aceste ateliere. Această activitate mi se pare destul de interesantă. Copiii sunt entuziasmați, ei sunt mereu interesați de ceea ce este nou. Tot timpul vor să descopere altceva. La atelierele lui Dovlecel a participat și primarul orașului Liteni, Tomiță Onisi, care a răsplătit pe participanți cu dulciuri din belșug. E o activitate a copiilor mici în care, vedeți, neastră transpun în viață toamna cu diferite fructe, legume, iar pentru ei, și mă bucur și pentru cadre didactice, pentru că îi stimulează și în același timp îi încurajează să facă activități în care să le dezvolte sociabilitatea, cultura generală. E un lucru foarte important și eu dau curs la toate aceste activități. Atelierele lui Dovlecel sunt realizate de către Liceul Tehnologic Iorgu Vârnavliteanu din Liteni, în parteneriat cu Primăria Orașului și Biblioteca Liceului.